Am revenit să vă îndulcim. Și cu, nu cu orice fel de dulciuri, cu dulciuri sănătoase, care vin de la mama natură. Nu sunt prelucrate, nu sunt făcute în fabrică, în laborator, sunt de la albine. Sunt de la albinuțe și de la un apicultor care în curând va aniversa 10 ani de experiență. Bună dimineața, domnului George Radu, apicultor. Bine ați venit, domnule. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Bine ați venit pregătit, văd, cu trei borcanele din miere diferită, constat. Sunt curioasă ce e cea albă, pentru că eu am văzut la mama în casă mierea aceasta și i-am zis, mama, este untură cumva? Și i-am zis, mama, nu, este miere gustă și zic, nu, că e untură, tu mă păcălești. Aceasta este miere de rapiță, foarte bună, vi-o recomand pentru că nu modifică gustul ceaiului sau al cafelei. Chiar pentru asta o recomand tuturor. Eu nu sunt un mare consumator de cafea și chiar doar mierea de rapiță o folosesc pentru îndulcire. Da, chiar am râs, înainte să pun etichetele pe borcane, am dat unui client și a pus să prăjească cartofi, crezând că este untură. Cred că au ieșit spectaculos de buni, cred că au un gust minunat. Pentru că au fost deja caramelizați cartofi. Este un subiect care știu că îi place foarte mult și mamei mele, care probabil acum ne urmărește. Era o perioadă la un moment dat când mama mă și suna să mă întrebe dacă am consumat miere. Ți-ai luat lingurița aia de miere astăzi? Și i-am spune tot timpul că este foarte sănătoasă. Cât de multă dreptate are? Foarte multă dreptate are. Puteți să vă imaginați că vă folosește, nici nu știți pentru ce. Deci luați o linguriță de miere în fiecare dimineață, nici nu știți pentru ce vă folosește. Da, fără să aveți vreo afecțiune, fără să vă fie recomandată. Apropo de recomandări, sunt în România peste 500 de medici specializați pe apiterapie care vă pot recomanda să consumați miere și pentru ce să consumați miere și produse apicole. Da? Dacă vorbim de un aliment, un superaliment, mierea este un superaliment din punctul meu de vedere, se numește hrană vie. Da? Povestim hrană despre vie. Mame și despre subiectul pe care l-ați abordat, mama mea se asigura că mi-au și lingurița de polen dimineața. Da. Și adăugat în timp și laptișor de matcă. Da. În ordinea asta, foarte bine. Merg combinate foarte bine așa. Mierea este complexă, destul de complexă, ajunge foarte repede în sânge. Cam în 10 minute din momentul în care am ingerat-o, ajunge în circuitul sanguin și deja o simțim. Da? Atunci când avem glicemia scăzută, luăm o linguriță de miere, sau două, sau mai multe, și ne punem pe picioare. Nu există supradoză de miere? Din punctul meu de vedere nu există, pentru că o simțim. Adică n-ai cum să mănânci mai mult decât trebuie. Te simți că te-ai îndulcit prea tare, nu? Da. Faci o pauză. Da. Și revii peste jumătate de oră și termin borcanul, ca să fii sigur. Bem un pahar cu apă în momentul în care simțim că am mâncat prea multă miere. Dar niciodată nu este prea multă, din punctul meu de vedere. Dar cum v-ați orientat către această meserie? Ce v-a atras către zona apiculturii? Da, bună întrebare. Prin liceu aveam niște dureri de stomac. Bunica mea m-a îndrumat să consum anumite ceaiuri, anumite combinații și am ajuns de am făcut un produs apicol, nu eram apicultor pe vremea aia, clar, am făcut un produs apicol din miere, polen, miez de nucă și tinctură de propolis, am scăpat de durerea respectivă și de atunci mi-am pus un mare semn de întrebare dacă trebuie să fac ceva în direcția asta și am făcut. Mă, e ceva acolo, adică, cu alte cuvinte, este ceva acolo care m-a vindecat și care sigur are și alte beneficii. Cu siguranță. Eu încurajez foarte mult consumul de miere. Chiar pentru asta am un proiect personal, Adoptă un stup, l-am numit. Da? Așa că vă invit să adoptați un stup dacă vreți să o faceți, să consumați mai multă miere. Și mai mult de atât, aveți propriul stup pentru 3 ani de zile garantat. Puteți să-l vizitați, să obțineți produse de la stup respectiv. Deci un stup cam 3 ani de zile. Durata adopției este pentru 3 ani de zile. E un proiect personal, da, pe care l-am făcut tocmai pentru asta, pentru a încuraja consumul de miere. Văd tot, ca să vă faceți o idee, undeva la peste 22.000 de tone produce, 22.000 de tone produce România anual. 22.000 de tone. De tone. Da? Iar consumul per locuitor e undeva la 500 de grame pe an. Un borcanaș. Ce se întâmplă cu restul produselor în general, că sunt exportate, iar noi vedem pe raftul supermarketurilor miere importată?
de da, câteva ori mi s-a întâmplat. E o altă discuție. E o altă discuție cu câte familii de albinuțe păstoriți, ca să 120 zic așa? 120 peste. Oho! Da, da. Eu sunt curios cum arată o zi din viața unui apicultor. Cum se îngrijește un stup? La ce trebuie să aibă grijă? La ce să fie atent? Da, grija mea ca apicultor este aceea de a îngriji albinele corespunzător, de a le crea mediul, de a ne apropia cât mai mult de mediul natural, da? De a avea grijă de sănătatea lor și să ajungem la produsul ăsta finit, care e un produs excepțional. Da? Și toate celelalte produse apicole. Iar dacă sunteți curioși și vreți să veniți, eu vă invit la mine la Stupină să vedeți cu adevărat cum, ce înseamnă o zi din viața unei apicole. Promit că venim cu o condiție. Îmi dați protecții în acelea, că mi-e foarte frică de albine, sincer vă spun. Sigur, sigur. Și oricum, în perioada asta, albinuțele sunt un pic mai agresive, exact pe perioada asta, un picuț mai agresive, din cauza culesului ăsta pe rapiță. Acum e pe cules de rapiță și sunt mai agresive. Dar după aceea se calmează. Vine teiul, care teiul ne calmează, ne face să fim liniștiți. Și pe ele și pe noi. Liniștește și pe ele. Chiar asta se întâmplă. Deci, din momentul ăla putem să stăm la tricou și să stăm de vorbă fără nicio protecție. Cu albinuțele. Cu albinuțele lângă noi. Foarte interesant. Da. Oricum, intenția lor nu este să ne acorde nouă vreo atenție sporită, doar dacă ne confundă cu o floare și atunci o luăm ca pe un compliment. Da. Sau exact. Se simt în pericol în prezența noastră. Nu se simt în pericol, doar își apără teritoriul. Okay. În cât timp trebuie consumat un borcan de miere ca cel pe care îl aveți lângă dumneavoastră, primul cu mierea translucidă? Mierea cristalizează, asta este un semn că mierea este naturală, da? Ca să vă faceți o idee, între această miere și această miere nu este decât o diferență de temperatură, da? Deci mierea este decristalizată ca să ajungă în formatul lichid, da? Dar ea este normal să cristalizeze. Cristalizează, odată decristalizată, poate să stea decristalizată până la 3 luni de zile aproximativ, după care începe să recristalizeze. Dar nu va mai cristaliza uniform, va cristaliza puțin diferit și se vede lucrul ăsta, să nu intrați în panică. Asta după deschiderea borcanului se întâmplă tot acest... Da, și mai este un pericol, să zic așa, în momentul în care consumăm cu aceeași linguriță de două ori din același borcan. Se întâmplă acolo niște... Probabil că o parte din enzimele care se află în saliva noastră, da, ajung de pe linguriță, exact, în borcan. Exact. Și interacționează cu mierea din borcan. Exact. Mierea nu se strică. Asta e o informație foarte bună și e bună și informația legată de originalitatea produsului, faptul că nu avem miere contrafăcută. Nu știu de unde a pornit toată discuția legată de... Mierea care, atunci când se cristalizează, chipurile n-ar fi autentică. Mama mi-a zis tocmai invers, văd că dumneavoastră confirmați ceea ce știam din copilărie. Mama mai făcea ceva. Într-o oală cu apă călduță, punea mierea cristalizată pentru decristalizare. Da. E ok? Este ok, numai că trebuie să avem grijă să nu depășească 45 de grade apa și să se facă treptat. Se ia, se agită borcanul, nu se face într-o oră. Se face într-o zi și un pic. Să presupunem că suntem la supermarket, ne plimbăm pe la raionul de este miere, da, și avem, de exemplu, miere polifloră. Okay. Un exemplu. Sunt mai multe tipuri, de la mai multe branduri. Da. Cum ne putem da seama dacă poate unul dintre acele borcane nu este tocmai, să spun, natural? Sau poate are ceva ce ar trebui să ne facă să nu-l cumpărăm? Okay. Care sunt semnele care... În primul rând, orice miere este etichetată în supermarket și veți găsi acolo informații despre produs și anume proveniența produsului. Da? Dacă este produs 100% românesc, mergem pe încredere că eticheta ne spune adevărul. Dacă nu, ne punem un semn de întrebare. Adică acolo producătorul sau cel care ambalează produsul respectiv este obligat să informeze clientul. Deci acolo poate să scrie că este miere de proveniență UE și non-UE. Și dumneavoastră înțelegeți ce vrea să spună autorul. Ce este non-UE este mai puțin supus reglementărilor. Nu știu și... nu vreau să intru în detaliile astea. Vreau doar să spun că dacă este un produs 100% românesc, mergem pe încredere și cumpărăm produsul respectiv. Cel mai sigur, mergeți la un producător, cum sunt eu, da? Și cumpărați... Și stupul îl vizităm, îl vedem, îl adoptăm și atunci știm o treabă. Sigur că da. Oricum, că spuneați că mierea nu se strică, atunci adăugarea de conservanți mi se pare inutilă. Deci îi pune conservant într-un produs care nu se strică. El, produsul conservă, ajunge undeva la procent de apă maxim 17% ca să reziste în timp. O miere care se poate întâmpla ca o miere naturală să fermenteze dacă apicultorul
nu a lăsat-o suficient în stup să se matureze și procentul de apă este mai mare, atunci se poate să fermenteze. Dar asta nu înseamnă că nu a fost la bază un produs natural sau nu este un produs natural. Numai că fermentează din cauza extragerii prea devreme din stup. Mai este un mit de care am auzit, cum că dacă punem miere în ceai, spre exemplu, dar ceaiul este foarte fierbinte în momentul în care punem mierea, mierea își mai pierde din proprietăți. Este adevărat? Adevărat? Foarte adevărat. Devine un îndulcitor. Sau, altfel spus, dacă punem miere, dacă clocotim miere, da? Să ajungem la clocotire, există acolo o mică toxină, dar în cafea se găsește de 100 de ori înzecit. Înzecit, da. Într-o 100 de grame de cafea, ori noi nu ajungem să consumăm 100 de grame de miere clocotită. Vorbim doar de puțină miere. În... Chiar și așa, nu este un pericol, doar că își mai pierde din proprietățile sănătoase pe care le oferă miere. Exact, dar este un produs natural, se transformă într-un îndulcitor natural, da? Dar își pierde într-adevăr din proprietăți. Eu recomand consumul mierii în formatul acesta, este mierea crudă, da? ca dumneavoastră să beneficiați de proprietățile mierii, cu adevărat. După cât timp de consum vedem beneficii în ceea ce privește organismul nostru? Mie personal mi s-a întâmplat după 2-3 zile să dacă văd că acționează. Dacă intră în 10 minute, da. Este vorba de zile, de săptămâni? Se consumă în cure, nu știu. Spuneați că ar trebui în fiecare zi, de fapt. În fiecare zi ar trebui și ne dăm seama că avem o stare de bine. Da? Dacă vreți să faceți un test, consumați miere crudă în fiecare seară, înainte de culcare. Înainte de culcare? Înainte de culcare. Dar, bineînțeles, nu, se consideră că respectăm regula mesei înainte cu mult să ne culcăm, da? Deci, înainte de culcare. Consumați miere înainte de culcare. O linguriță de miere înainte de culcare. Nu dimineață. Consumați înainte de culcare, să vedeți beneficiile. Pe parcursul nopții, mierea lucrează și... Foarte interesant. Și slăbește. Acum că ați zis așa, e posibil să fie un experiment național. Ne și slăbește mierea consumată înainte de culcare. Să și slăbească și să fie și natural. Și să ajute și pentru imunitate, să-ți dea și o stare de bine. E și bună la gust. Mm-hmm. Păi deja cap de zahăr. Ce mai vrei, române? Da. Cum s-ar spune? Cred că trăim într-o țară norocoasă, unde albinele se simt ca acasă și ar trebui cumva să facem un exercițiu de recunoștință, chiar să mergem dincolo și să adoptăm, de ce nu un stup, să vedem cum e viața și așa. Să știm că avem o familie de albinuțe care e a noastră și produce pentru noi o mică fabricuță. Să vă poartă numele, el pune eticheta pe stup și o să vă poartă numele. Și vă promitem că vom face și o vizită să vedem ce se întâmplă acolo cu albinuțele. Cum ok, se... vă aștept cu mare drag. Vezi cu tei, să te sincronizezi cu tei, da? După tei. Promit că mă sincronizez cu tei pentru siguranța mea. Mulțumim tare, tare mult pentru prezența în emisiune. Mulțumesc. Iată, avem parte de un super aliment, la un super preț, este accesibil, nu? La fel este și acel tablou. Vândut în America? Cu 195 de milioane de dolari. Ce-i drept, ok, e Marilyn Monroe acolo, dar totuși... Asta era... Da, nu știam care e schema, ce-mi scapă. Hai să vedem cum arată tablou, să ne dăm și noi părerea. Să vedem pe ce a cheltuit o persoană anonimă, pentru că nu i s-a dezvoltat identitatea, 195 de milioane de dolari. La 2 ani după moartea lui Marilyn Monroe, artistul Andy Warhol din Statele Unite a pictat 5 versiuni ale portretului actriței și cu siguranță nu se aștepta ca una dintre ele să doboare recordul pentru cel mai scump tablou. Vorbim despre 195 de milioane de dolari, suma pe care un cumpărător anonim a plătit-o în cadrul unei licitații. Adjudecătorul a pus stop sumelor la cifra de 170 de milioane, dar prețul plătit pentru a intra în posesia operei de artă a depășit cu mult această sumă. At 120 million. 130 million. At 130 million. Adrian, you have it at 140 million. At 140 million. At 145 I'll take. At one... last chance at $170 million. And Alex Rotter, you're definitely out as well. Here it is then, the gentleman's bid, ladies and gentlemen, at 170 million for the Warhol is selling here. We did sell the most expensive painting of the 20th century. I'm very proud of that, and along with my team, I think everyone is very proud of that. Tabloul viu colorat are numele de Schatzsage Blue Merlin, iar experții consideră că valoarea sa ar fi putut fi mult mai mare. Hai
să facem o vizită prin București, vrei? La pas? La pas. Okay. Tu vrei cu mașina. Nu, nu. Mi-ai zis nu, că nu, dacă sunt cu motorul pornit, dacă mergem în trafic, consumăm, las, hai să mergem pe jos. Hai la pas că sunt sigur că avem și ce vedea. Și avem și cu cine, căci alături de noi în această dimineață se află Mihai Ochetan, voluntar în cadrul unui proiect inedit, și Rebecca Dogaru, secretar general al Asociației Studenților la Istoriei, Asociația Dacia. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața! Și mulțumim pentru invitație! Și noi vă mulțumim tare mult, vă mărturisesc că eu v-am descoperit pe Facebook. Și mi-a plăcut tare mult această inițiativă, pentru că voi cu asta vă ocupați în fiecare zi de studenție. Istoria este hrana voastră pe care doriți să o împărtășiți cu bucureștenii care, așa ca noi, se plimbă fără să știe de fapt pe lângă ce clădie trec. Cum a pornit această idee? Ideea a pornit de la doi colegi de-ai noștri, care sunt anul al doilea, tot din dorința de a face mai multe proiecte legate de istorie. Și tocmai și în ideea în care amândoi sunt din București și simțeau faptul că noi nu cunoaștem cu adevărat capitala. Astfel că de la o mică idee am pornit cu conferințe, tururi, ne-au ajutat și cei de la Asociația Studenților Geografi și am reușit să scoatem ceva frumos la final. Mihai, tu când te-ai alăturat proiectului și cu ce intenții? Eu am intrat încă de la început, pentru că unul dintre manageri era și un prieten bun de-al meu și atunci ideea a fost genială pentru mine, pentru că mie îmi place foarte mult istoria Bucureștiului și probabil și pe asta aș vrea să mă specializez. Și atunci am fost acolo trup și suflet, i-am ajutat pe unde am putut, am fost și ghid în cadrul proiectului, așa că am avut mult de lucru. Cum intrați în contact cu oamenii care vor să vadă orașul? Noi încercăm să ne promovăm pe toate canalele, pe Facebook, pe Instagram și foarte mult încercăm prin grupurile de studenți să dăm mai departe la cunoștințe, cam la asta se rezumă Asociația de Studenței, să dăm mai departe prin oameni. Cei care vin la tururi sunt studenți? În mare parte? În mare parte, da, dar ne-am bucurat că la prima ediție au venit și oamenii care au terminat facultatea, oameni care pur și simplu au auzit pe Facebook, cum ai zis și tu, de noi, și chiar ne-a bucurat chestia asta că am avut oarecum accesibilitate la mai multe persoane, nu doar studenți. Care sunt punctele nodale ale unui tur? De unde începeți? Cam pe unde vă opriți? Ești Mihai specializat. Deci, da. Spre exemplu, am avut un tur pe Calea Victoriei și am început exact în piața Universității. Pentru că am vrut cumva să începem de la facultate. Da, exact, de la noi, de la facultate, să vorbim despre Palatul Universității, la care ținem foarte mult, și apoi am continuat pe Calea Victoriei, care până la urmă este cea mai cunoscută și totuși, în continuare, sunt foarte multe lucruri de aflat. Mă întreb în fiecare dimineață trecând pe lângă universitate care este stilul arhitectural pe care l-are clădirea și nu știu, zău, stau și mă gândesc și mă tot uit la partea aceea de frontispiciu, la coloane și zic, mă, scapă. Ne aduci un indiciu în această dimineață? Este, dacă nu mă înșel, un neoclasic. Neoclasic. Dar universitatea are o istorie destul de lungă, pentru că este construită în mai multe etape. Corpul acela central a fost construit în 1864, așa cum arată el acum, numai că în 1944 a fost bombardat, a fost demolat și numai o bucată mică din el a rămas acum în picioare. Adică doar jumătate din corpul Facultății de Chimie este acum acea clădire de la 1864, clădirea unde este Facultatea de Istorie acum și acel frontispiciu despre care vorbeai sunt construite undeva în anii 70-80, iar restul facultăților, care se și diferențiază cumva ca stil, sunt construite undeva începând cu anul 1912. Fascinant. Uite, n-aș fi știut, o singură clădire poate să spună o poveste atât de... Vezi, o mică parte din universitate are peste 150 de ani. Da. Dar mai sunt clădiri prin oraș care să aibă o istorie atât de bogată sau să fie atât de vechi? Asta cu siguranță. Avem piața Palatului Regal, acolo sunt foarte multe lucruri care se întâlnesc. E efectiv o istorie foarte lungă a românilor. Avem Biserica Crețulescu, construită în 1720. Avem Palatul Regal, care a fost construit de Carol I din fosta, din niște foste case și fostul Palat Domnesc, reconstruit apoi după bombardament, cel care a lovit și Palatul Universității. Biblioteca Centrală Universitară și aceasta construită la 25 de ani împliniți de domnia regelui Carol I.
Avem foarte multe lucruri de povestit și foarte multe clădiri vechi, într-adevăr. Mi-ai răspuns la o întrebare pe care o aveam momentul în care vizitam Berlinul și am văzut cât de mult au fost nevoiți să reconstruiască din oraș după bombardamentele din timpul celui de-al doilea război mondial. Și mă întreba, oare la noi în București s-a fi întâmplat ceva de genul ăsta? Uite că tocmai ce am primit răspunsul. Sunt multe evenimente pe care ți le poate povesti o clădire. Tinerii de ce anume sunt fascinați? Nu știu, există mituri, legende, vor să afle, cum vreau eu să aflu unde e casa cu Anemița biciclista, despre care am auzit că e undeva pe Calea Victoriei, dar n-aș ști să o identific. În Piața Amzei este. În Piața Amzei. Da. E adevărat, cumva sunt fascinat mai mult și de partea asta de picanterii. Spre exemplu, am avut tur în cimitirul Belu, unde Damian Anfile ne-a povestit mai multe despre oamenii de acolo, mă rog, vorba venind, și foarte multe lucruri interesante, de la scriitori, actori care sunt acum înhumați acolo, lucruri pe care nu le știi neapărat, adică inclusiv despre Eminescu, tot felul de lucruri interesante pe care nu le aflăm din școală. Dar mici povestioare care da, strânesc interesul. Exact, sunt lucruri foarte interesante. În general, de unde vin studenții? Sunt și ei studenți la istorie sau vin și din alte facultăți? Și li se strânește cumva interesul pentru istoria orașului sau? În grupul nostru ținte cu precădere pentru studenții de la istorie, deci de acolo noi ne tragem cei mai mulți oameni, numai că la tururile astea au venit foarte mulți din extern, de la geografie, chimie, litere, chiar am avut foarte multe facultăți alături de noi și acest lucru a mai dat așa un motiv că ne-a ieșit bine, pentru că pe lângă persoanele care au terminat facultatea și externul, au venit foarte mulți de la celelalte facultăți. Cum vă organizați, Rebecca, fiind studenți, dedicându-vă o parte din timpul vostru acestor tururi? Suntem foarte mulți. Cred că asta e, până la urmă, esențial, să nu fim doar unul, doi, ci o întreagă echipă de proiect, unde știe fiecare ce trebuie să facă. Și în momentul în care avem clar task-urile pe care trebuie să le facem și persoana responsabilă, deadline-ul, atunci lucrurile se întâmplă mult mai bine. Plus că noi comunicăm destul de bine și atunci, în momentul în care apare o problemă, suntem mai mulți acolo care să o rezolve. Și știm că în oricare loc e o persoană, două, trei, pe care putem să ne bazăm în caz de orice. Ați avut ajutor și din partea profesorilor, au fost fascinați de proiectul vostru. Bănuiesc că partea de cartografiere e una, dincolo de asta partea de documentare e destul de consistentă și aveți nevoie de foarte multe surse de informare. Da, noi dintotdeauna avem un sprijin în doamna decan, adică întotdeauna la orice proiect a fost alături de noi și bineînțeles și la partea de patrimoniu în care dumneavoastră este specializată, chiar am avut un sprijin consistent din partea dumneavoastră și am avut într-adevăr și profesori care ne-au ajutat și ne-au sprijinit în proiect. Au venit și la conferințe și chiar ne-au dat așa direcții și pentru edițiile viitoare. În continuare, echipa voastră este deschisă și către alți studenți care vor să se alăture proiectului? Da. Sau sunteți o echipă care, cum este acum, funcționează și... Noi suntem în continuă schimbare, tocmai pentru că suntem voluntari, generațiile pleacă, vin alte recrutări. Deci, oricum, o echipă stabilă nu există pentru că mereu se schimbă de la an la an. Și, într-adevăr, suntem deschiși și spre colaborări cu celelalte asociații studenței și dacă vor să vină din afară cu idei sau propuneri, întotdeauna am fost deschis spre ei. Mihai, când va avea loc următorul tur ghidat? Ați planificat deja? Sau? Aici depinde, pentru că aveam foarte multe voci prin asociații care sperau să începem în toamnă, dar toamna este o perioadă foarte aglomerată pentru noi, cu recrutări, cu proiecte, bobocii, să încercăm să integrăm cât mai bine. Puțin greu de spus de acum. Dar noi sperăm cât de curând și încercăm să ne pregătim cât de bine putem, ca să fim în forță atunci. Făcând cunoștință cu foarte multe clădiri din București, aveți vreo clădire preferată? Rebecca, aș începe cu tine. E ceva care ți-e aproape de suflet? Nu știu, cred că facultatea, într-adevăr, sincer. Pe lângă faptul că îmi petrec foarte mult timp în ea... Nu știu, cred că e locul cel mai de suflet, tocmai pentru că am și trăit, ca să zic așa, acolo și cu ocazia proiectului am aflat foarte multe lucruri interesante mai departe de ceea ce vedeam
ducându-mă acolo. Și nu cred că aș putea să aleg o, nu știu, altă clădire preferată, pentru că mi se pare că sunt foarte multe pe care poate înainte le ignoram sau doar le priveam așa în drum, dar care de fapt au o istorie care te impactează după. Mihai, cred că ai avut timp de gândire. Am avut destul. Pentru mine, bine, într-adevăr, facultatea nu am cum, mai ales eu care, fiind anul 2, aproape că n-am prins cursuri fizice. Dar dacă ar fi să aleg, cred că Palatul Regal de pe Calea Victoriei. Bine, mie îmi place foarte mult și istoria asta a monarhiei și atunci mă pasionează mai mult ce se întâmplă pe acolo. Am fost de foarte multe ori la Palatul Regal, la un moment dat chiar venise portarul de acolo să ne facă instructajul. Să te întrebe dacă te muți. Da, culmea nu, să ne facă instructajul cu ce ar trebui să facem, cum să nu facem, nu știu ce. Și la un moment dat a văzut că pare că știu ce spune acolo și ce, da, ai mai fost pe aici? Zic, da, de vreo 5 ori în ultima perioadă, dar e în regulă. Mulțumim tare mult că ne-ați trecut pragul și felicitări pentru acest proiect. Mulțumim și noi. Vreau să vedem că aveți o inițiativă foarte sănătoasă către toți cei care vor să afle mai mult din istoria acestui oraș. Dincolo mulțumim de asta, mixați și partea de sport și sănătate, căci te plimbi prin București, înseamnă că mergi pe jos, înseamnă că vei fi mult mai sănătos. Da. Sigur. Vă așteptăm și pe voi. Cu mare drag. La Paște în București drag. Istoric. Cu mare, mare drag. Cu drag. Ținem aproape și vă urmărim și când programați următorul tur ghidat, anunțăm, îi anunțăm și pe cei de acasă și ne înființăm alături de voi să ne plimbăm împreună. Mulțumim mult. Și noi. Vrei să mai facem o plimbare zi repede? Acum, da, hai, ce-ți spune hai. Sufletul? Spune că ai fost la pirați. Pirații, spune sufletul, mai să fie. Pirații Muntelui sunt prietenii noștri, ca să înțeleagă cei de acasă cu subiect și predicat. Ei merg în foarte multe călătorii și împărtășesc cu noi imagini spectaculoase. Unde merg? În munții Grohotiș, am înțeles. Un traseu greuț, din câte am auzit. Nu e pentru cei care nu prea merg pe jos, cred. Eu n-am zis nimic, dar... Aflăm. S-ar putea să ai ceva să-mi povestești? Avem timp să-mi povestești ce ai vrut să spui mai devreme, căci amândoi mergem pe jos, ca să fim foarte bine înțeleși. Nu, noi nu mergem cu mașinile, nu. Nu, nu. Nu, mergem în munții Grohotiș, totuși vedem câteva imagini spectaculoase și decidem și dacă vrem să plecăm în această călătorie. Suntem la Pastrul Bratocea sau la Hotar, cum îi zic localnici. Tragem bețe, a? Cine care drona prim? Păi da, dar vodă că le face, o să știe cum sunt. Păi el nu trage. El le ține. Bă, ești nebun. Al meu da. E cel mai scurt. Nu! Suntem pregătiți? Eu zic că da. Bă, dacă nu e prea multă zăpadă... Să ieșim și noi din pădurea asta odată. Să ne spargă vântul. A început ploaie. Asta unul la mână. Și doi la mână coborăm o grămadă. Trei la mână a început și vântul. Gata și cu pădurea. Este pe cont propriu acum. Noi și vântul. Ocazional la ploaie. Thank you.
de mulgeci, acoperiți de nori. O să apună soarele curând. A început să fie frig rău. Vreți să-l punem aici, mă? Păi avem mâine mulți kilometri. Asta zic, nu mai vreți să mergem? Unii ne-ar numi fițoși, dar nouă chiar ne place să încercăm să dormim pe drept. Sunt dâmburi direct. Nu e așa rău aici. Nu e rău, că nu e deja... Da, punem cortul în gaură asta. Mă rog, e relativ ok. Nu bate așa rău vântul. Nu e foarte plat, dar e ok. Gata, eu și ursul îi așteptăm. Și uite, bucegii în depărtare. Ce blan. Și am plecat aproape ora 10. 20 și un pic de Ai încă 3-4 dealuri de-astea și gata!
pe aici și prea lejer. Mai avem vreo 9 km și ceva până în Teșila. Aranjăm cu un taxiu. Ne lasă câmpina, trenul și go. Cât e, nu e nici 3 ceasul. E de vreme, nu mai bate vântul, nu mai e frig. Ce să facem? Mai stăm. Gata, începem să intrăm în pădure, aparent. Îi dau comando. Vor acasă. Ce, gata, am ajuns în pădure deja? Da, cam aia a fost, a? 2:30 ceasul. Mai avem vreo 8 km. Deja Valea Doftanei, Teșila. Gata, se termină. Nu, mai stăm o seară aici. Mai stăm o seară aici? Se vede foarte bine acum Valea Doftanei și Teșila. Mamă, ce zgomot fac sâlbie. Pericol. Are probleme cu tensiunea. Pe final de emisiune abordăm un subiect cât se poate de serios. Valentin, ești pregătit pentru această incursiune? 100%. Vorbim despre criza componentelor adâncită de războiul din Ucraina, iar alături de noi se află, bineînțeles, domnul Cristian Pocol, președintele Asociației Respo DEE. Bine ați revenit, bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Și noi vă mulțumim. Este un subiect care e cât se poate de actual. Și ne interesează, vorbeam despre o criză a componentelor și în perioada pandemică, despre o întârziere a transporturilor și așa mai departe. Ce se întâmplă în acest context recent? Acum, din păcate, avem două crize. Una dată de componentele din zona asiatică unde se produc și a doua dată de conflictul din zona Ucraina, în care avem furnizarea de materie primă pentru acele componente produse în Asia. Deci, practic, avem două crize suprapuse. Deci era o criză oricum în Asia, da, care acum este și mai adâncă din cauza faptului că importau componente din Ucraina. Materii prime, din industria de minerit. Ucraina este binecuvântată cu aceste bogății ale subsolului pe care le folosim în tot ce înseamnă industria de componente electrice și electronice. Dar până la această criză, în Asia, ce se întâmpla mai exact? Până la izbucnirea conflictului? Păi, după cum bine știți, toată lumea civilizată a decis să producă componente electrice și electronice în Asia. Motivele le cunoașteți cu toții, forța de muncă și celelalte costuri care sunt date de producția astfel de echipamente. Acolo s-au produs toate, dar datorită acestei pandemii și tot ce înseamnă transport între Asia și Europa și nu numai, au început să apară probleme. Probleme date de, pe care noi le simțim în întârzierea livrărilor de echipamente și totodată, din ce în ce mai puține echipamente, date de faptul că capacitățile de producție din zona asiatică, unele s-au închis sau au fost închise temporar, pe o perioadă limitată de timp. Simțim aceste probleme în întârzieri, dar le resimțim și în preț.
Și asta este un component pe care trebuie să-l avem în vedere. Da, știți cum e, când cererea e mult mai mare decât oferta, automat comercianții cresc prețurile. Dar în același timp să știți că au crescut și costurile lor. Transportul unui container din Asia până în Europa a crescut foarte mult și tot ce înseamnă activitatea de extragere a acestor minereuri din zona pe care am discutat mai devreme, despre care am discutat. Dar ce vreau să vă spun și aici e important de avut în vedere este faptul că aceste bogății ale subsolului se vor termina la un moment dat. Se vor termina nu atât datorită faptului că este acest conflict, cât faptul că noi suntem din ce în ce mai mult și folosim din ce în ce mai multe telefoane, tablete, televizoare și așa mai departe. Și din motivul acesta trebuie să găsim o soluție pentru această lipsă de furnizare de materie primă. Păi soluția ați evidențiat-o în fiecare întâlnire pe care am avut-o aici la matinal, necesitatea creșterii gradului de reciclare, căci dacă minerit nu se mai poate face, asta ar fi varianta care ne-ar avantaja pe toți, din mai multe puncte de vedere. Da, vedeți, noi discutăm de o lipsă de materii prime, dar în același timp noi aruncăm aceste materii prime în produse pe care nu le mai folosim, așa numite deșeuri de echipamente electrice și electronice. Aceste resurse putem să le scoatem din deșeurile respective dacă facem câteva acțiuni. Primul lucru este să le colectăm și să le trimitem în circuitul corect de reciclare. Ceea ce am spus în celelalte emisiuni și eu spun încă o dată, sub 20% din total deșeuri generate ajung în industria de reciclare. Asta e prima problemă. Aici trebuie să lucrăm puternic să creștem acest procent. Deci cumva în acest ritm, dacă noi nu reciclăm, vom ajunge ca într-o perioadă de timp mai mică sau mai mare să nu mai putem produce anumite echipamente electronice. Exact. Înțeles foarte bine, da. Și zona aceasta elitistă a echipamentelor cu prețuri ridicate va fi inaccesibilă. Va duce și mai sus. Vor deveni din ce în ce mai scumpe și mai puțin accesibile populației. Și trăim într-o eră care se tehnologizează tot mai tare. Tehnologia este din ce în ce mai prezentă în viața noastră. Și e cumva, parcă puțin ciudat, să avem din ce în ce mai greu acces la tehnologie din cauza faptului că nu conștientizăm importanța reciclării. Da, de curând a fost o universitate din vestul Europei care a scos un studiu în care a făcut niște calcule statistice necesarul de echipamente date de creșterea populației și necesarul de materii prime pentru aceste echipamente și au spus foarte clar în concluzia studiului dacă până în anul 2040 noi nu dezvoltăm o industrie de reciclare, deci avem nevoie de 10 ani. Înseamnă că cel târziu în 2030 trebuie să începem să investim în industria de reciclare. Să construim fabrici și facilități care să permită extragerea acelor materii prime din deșeuri. Deci vezi cumva parcă ne vedeam cu holograme peste nu știu câți ani. Da. Și în realitate s-ar putea să ajungem să fie să un lux să ținem de un telefon. Da. Și 10 ani de acum înainte. Faptul că avem această criză geopolitică la granițe produce un soi de conștientizare în societatea românească atunci când vine vorba de reciclarea acestor echipamente în lipsa activității miniere din Ucraina? Devin românii mai responsabili, mai conștienți sau de aici începe? Să știți că în România nu putem să o extragem din tot contextul ăsta global, mai ales că am spus circuitul de extragere a materiei prime, zona de producție și așa mai departe. Timpul este destul de scurt, e greu să ne dăm o decizie în această direcție. Dar ce pot să vă spun este că neonul este un component foarte important în producția de chipuri și 90% din furnizarea neonului, sursa de furnizare a acestui neon, este Ucraina pentru Statele Unite. Deci vă dați seama, datorită acestui conflict și întârzierilor care apar, vă dați seama ce probleme apar la furnizarea de aceste circuite și chipuri integrate care le utilizează această materie primă numită neon. Va fi accelerată schimbarea de acest eveniment? Nu știm concret când se va termina conflictul. Încep deja producătorii să se adapteze și să apese puțin pedala pe reciclare? Eu sunt optimist. Așa cum ați văzut rezultatele activității noastre de educare și conștientizare că au dat roade și creșterea volumelor de deșeuri colectate, în același timp, producătorii au înțeles această necesitate, lăsând la o parte conflictul, dar conflictul accelerează eforturile lor în cercetare pentru a înlocui aceste materii critice, cum le denumește Europa, și pentru a găsi soluții alternative și alte materii care sunt mai disponibile într-o cantitate mai mare în natură și, de ce nu, și în deșeurile pe care le avem și noi nu avem grijă de ele. Deci sunt optimist. Vom trece și peste această provocare. Așadar, dar în legătură cu românii,
Sunteți optimist cu privire la gradul nostru de conștientizare și al situației? Credeți că românii vor începe treptat să meargă către direcția asta, să nu mai lăsăm neonul unde nu trebuie lăsat după ce s-a ars, să nu mai lăsăm un telefon care nu mai funcționează, să nu-l aruncăm în coșul de gunoi efectiv? Sau să-l ținem în nelucrare, dulapior? Suntem în direcția aceasta sau mai avem de lucrat, mai avem de educat? Dacă ne uităm pe cifre, așa cum am prezentat în emisiunile anterioare, în România s-a înregistrat o creștere a volumului deșeuri colectate și trimise spre reciclare de aproximativ 5 ori. Deci, activitatea de educare și conștientizare a dat rezultate, dar studiile actuale arată că generațiile tinere sunt mai puțin receptive față de generațiile mai în vârstă, motiv pentru care noi ne concentrăm eforturile pe această direcție și continuăm. Ne dăm seama că avem mult de muncă încă și trebuie să continuăm aceste eforturi de educare. E foarte interesant. Probabil că generațiile mai în vârstă sunt mult mai familiarizate, din păcate, cu noțiunea de penurie și atunci conștientizează că dacă nu acționează, nu vom mai avea. Aș să știți că această criză de materii prime apare ciclic. Ultima criză a fost undeva în jurul anilor 70, când din nou s-a observat un salt tehnologic, salt care a venit cu necesitatea unor noi materii prime și noi componente din tabelul Mendeleev care au fost utilizate în aceste echipamente. Acum ne apropiem din nou de o criză a materiilor prime și omenirea va depăși și această criză, vom găsi soluții să o depășim. Pământul, evident, are resurse limitate. Nu putem să ne bazăm pe el la nesfârșit și să consumăm în neștire fără să... Să suportăm consecințele. Exact. Așa e, dacă v-ați uitat în filmele clasice, este acum de curând un film, trebuie să ne uităm și în spațiu. Poate găsim aceste materii prime în afara Pământului, nu? E, asta e o perspectivă chiar interesantă. Pentru că nu știm dacă în 10, 20, 30 de ani vom fi poate prezenți cu pasul și pe alte planete. De ce nu? Da, de ce nu? Sau poate cad meteoriți care conțin aceste materii prime. Știți? Dar până atunci, să ne pice din cer, ar trebui, până atunci ar trebui să avem grijă de ce avem acum, și de resursele pe care le avem acum la dispoziție și să... Și să investim în industria de reciclare. Asta e cel mai important lucru. Trebuie să avem grijă de deșeuri pentru că noi acum aruncăm materii prime importante. Vă mulțumim tare mult că ne treceți pragul de fiecare dată și ne ajutați să ducem mai departe această misiune de educație. Vă așteptăm cu drag de fiecare dată. Vă mulțumesc pentru invitație, vin oricând. Mulțumim foarte mult. E, uite, așa am ajuns noi pe final de emisiune, moment în care ne găsim nevoiți să ne luăm la revedere. Dar ne revedem, evident, mâine, tot de la ora 9, cu aceeași energie, cu aceleași subiecte interesante. Eu zic că o să fie și mai bună energia. De fiecare dată trebuie să țintim mai sus, așa că stabiliți-vă câteva priorități astăzi, țineți-vă de ele și mâine și mai bine și tot așa. Noi nici nu prea am dormit astăzi, deși dacă lucrurile au mers așa bine când noi nu am dormit, imaginați-vă ce o să fie mâine când o să ne odihnim. Acum un pui de somn la prânz și mâine suntem ca noi. Să aveți o zi minunată și să ne revedem cu bine mâine dimineață. Și rămâneți pe Metropola TV pentru că urmează știrile amiezii.